este o minune care se întâmplă în fiecare an, abia aștept sărbătorile de Crăciun, pentru că de 15 ani abia aștept să vină sărbătorile. Am și 7, 8, 10 evenimente pe zi, de dimineață până seara, timp de 2 săptămâni. E o minune, îmi place să mă transpun în personajul ăsta, îmi place din tot sufletul să fiu Moș Crăciun. Îmi place să-i văd pe copii cum privesc cu ochii lor sinceri și cum în spate spun, da, mami, el e moșul cel adevărat. Mi-a spus un copil, tu ești mai adevărat decât moșul. Nu știu la ce se referea el. Mi-a plăcut foarte tare asta. Care au fost cadourile cerute de copii cel mai mult? În funcție de sezon. Sunt anumite momente când vor inorog cu stea în frunte, când vor tablete, copilașii mai mari vor telefoane, vor iPhone-uri. Îi spun, moșule, ți-am scris scrisoarea, desfac cadourile, dar nu e ce ți-am cerut. Și eu spun, de dimineața Crăciunului vei găsi sub brăduț cadoul pe care ți-l dorești. Sigur, fetițele vor păpuși Barbie în funcție de sezon, de anul, ce se poartă în anul ăla. Dacă se poartă Aurora, dacă se poartă păpușa Yasmin, ele vor cu toate Yasmin. Anul ăsta mi-au cerut foarte multe Elsa și Anna, pentru că e desenul ăsta Frozen, foarte la mod de Regatul de Gheață, și toate vor să fie Elsa. Toate vor să cânte ca și Anna, Do you want to build a snowman? Sunt minunați. Este greu să fii un Moș Crăciun credibil pentru copii? Pentru mine e foarte simplu. Pentru mine e simplu pentru că eu sunt un copil. Eu, în sufletul meu, sunt un copil. Copiii mei au crescut și acum s-au schimbat un pic rolurile. Eu sunt copilul în casă, eu am rămas același tată care se juca cu copilașii și am rămas copil. Copilul din mine e aici, este tot timpul prezent și mă duc acolo într-un fel la nivelul lor. Partea de copil din ei se conectează cu partea copilului din mine și creăm o chestie foarte frumoasă, îi fac să creadă, pleacă bucurându-se, se întorc și se mai întorc o dată cu spatele, le mai fac cu mâna încă o dată. E totul de acolo, este totul real și adevărat, pentru că Moș Crăciun există. Revenind la actorul Mircea Teodorescu, pe scenă, care este rolul care vă place cel mai mult? Rolul care cel mai mult îmi place, îl aștept să vină. Joc la Notara rolul Vârgi din Mult zgomot pentru nimic. Mai am un rolișor în piesa lui Mazilu, Mobilă și durere. Aștept, rolul cel mare încă îl aștept. Aș vrea să joc Otello, îl aștept pe Otello, îl aștept să vină. Aș vrea să fac multe, dar deocamdată fac Moș Crăciun cu plete de albe. Aștept și rolurile cele mari. Aveți roluri atât în film cât și pe scenă. Unde este mai greu? Este mai simplu la film. Filmul e mai simplu pentru că acolo relația cu camera este foarte frumoasă. Camera te surprinde doar elemente de detaliu așa și mi se pare mai frumos. Partea de film este mult mai interesantă. Teatru e o minune și teatrul, dar partea cu filmul e foarte specială. Care a fost cel mai greu rol jucat de dumneavoastră? Cel mai greu rol jucat de mine, niciun rol n-a spune că e greu. Nu e greu, pentru că fiecare rol îl iei de la început, îl desfaci, îl iei, vezi toate fațetele lui, e ca un diamant pe care e neșlefuit și tu încerci să-i dai culoare fiecare fațete. Cine ești? Ce vrei? De ce intri în scenă? De ce ai apărut acolo? Ce vrei să faci? Cum se întâmplă lucrurile? Și dacă răspund aceste întrebări, cine ești? Ce cauți acolo? De unde vii? Totul se rezolvă. În mintea ta sunt lucrurile rezolvate vis-a-vis de personaj. În fața publicului sau în fața camerei, totul este simplu. Rămâne doar partea aia profundă din tine, partea autentică. Și atunci ai scos exact ce trebuie. Care ar fi rolul care v-ar place cel mai mult să-l primiți, pe care v-ați dori să-l primiți? Doresc să joc Otelo foarte tare. Îl visez. Îl visez și sper că într-o zi o să-l joc. Băieții dumneavoastră vă urmează? Au plăcerea de a juca pe scenă? Au atracție? Băiatul meu, Liviu, este artist, a fost la Vocea României acum vreo 3 ani și acum a jucat în Pariu cu viața, în filmul ăsta de la Pro, de pe acasă. Acum este la Marius Mogan Studio, cântă, a scos câteva melodii, a făcut și el cursuri de teatru. Este foarte pasionat de ceea ce face. Cel mic este clasa 12-a la Șinca, e un băiat foarte talentat, iubește matematica, are elevi pe care îi pregătește de clasa 6-a, 7-a, a 5-a, 6-a și a 7-a și e un profesor grozav.
Deci în casa mea, în casă, am un artist în zona clasică arte și un artist în zona matematicii. Amândoi sunt grozavi în ceea ce fac și au descoperit vocația. Le place, fac din suflet, fac ce simt, ceea ce este minimat. Urmează alt an, 2015. Ce vă doriți? Anul 2015, îmi doresc să fiu fericit. Îmi doresc foarte tare să fiu fericit. În fiecare zi fac totul pentru asta. Cel puțin o oră pe zi mă gândesc la mine, mă analizez, mă studiez, să văd dacă în momentul în care apare ceva și am o stare de disconfort, mă întreb de ce. Și încerc să revin la starea aia de fericire, încerc să revin la starea de bucurie și încerc să trăiesc în prezent. Încerc să fiu omul prezentului, lăsând trecutul și viitorul, lăsându-l acolo unde sunt. Pentru că tot ce există cu adevărat este clipa prezentă. Momentul ăsta este cel mai important. Pentru vulturul care zboară și pentru ursul care e în pădure, nu există trecut și viitor. Ei trăiesc doar în prezent. De aceea le recomand tuturor să descopere această putere a prezentului pe care eu cred că am descoperit-o și mă simt foarte bine trăind în prezent și fiind eu, așa cum sunt. Succes și vouă în tot ce faceți. Sărbători fericite și să ne revedem la anul. Aștept anul următor un interviu să vă spun dacă s-a materializat ceva din lucrurile pe care le-am discutat acum. La mulți ani, sărbători fericite! Sărbători fericite, toate cele bune, vă iubesc! Oh, oh, oh și iarăși ho! La mulți ani, vă pup pe toți, copii, bunici și nepoți! Sărbători fericite, hai pa!